Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copiii și Adopții, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, derulează proiectul Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități. Prin proiect, un număr de 7.000 de persoane cu dizabilități, șomeri și persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, pot beneficia de vouchere pentru achiziționarea dispozitivelor asistive corespunzătoare nevoii medicale. 700 de persoane din grupul țintă constituit în cadrul proiectului urmând a fi angajate, iar angajatorii vor primi subvenții pentru 200 de persoane cu dizabilități nou angajate. Persoanele interesate se pot adresa agențiilor județene de ocupare a forței de muncă, în baza cărora își au domiciliul, pentru a beneficia de oportunitățile din cadrul proiectului.